să ne vom uita la cele mai creepy mesaje trimise de către niște fete care au fost să exploreze o clădire abandonată și nu s-au mai întors niciodată. Este vorba de un grup de 5 persoane, băieți și fete. Elizabeth, Lauren, Mia, Nadia și persoana care înregistrează conversația pe care nu știm cum o cheamă. Sunt 5 fete. Hai să vedem care-i treaba. Ideea e că știu că trebuie să ajungă la ceva pe petrecere, însă ele ajung într-o clădire abandonată. Nu știu cum trebuie să te duci la o petrecere, dar tu ajungi într-o clădire abandonată. Hai să vedem care-i treaba. Let's go! Primul mesaj. Vine de la persoana respectivă, asta care zice: Oh my god, party-ul este foarte lit. Spune: Partiul e foarte tare. Unde sunteți, fetelor? Elizabeth zice: Tocmai ce am ajuns. Nadia zice: Da, și eu tocmai ce am ajuns. Uh, Elizabeth zice: Pun pareu că Mia o să întârzie din nou. O te rog, zice. Is that something new? Este ceva nou? Ok, de se pare că Mia este foarte cunoscută că întârzie. <laughs> Mia, ești acolo? Guys, imediat ajung, sunt pe drum. De data asta nu o să mai, nu -o să mai întârzi. Oh, sigur. Hai să vedem. Bun, de se pare că Mia a întârzi întotdeauna. ora nu unde ești? Două minute. Bun, de se pare bă, și vede că toată lumea ajunge, din câte observ. Looks like you are about to lose Mia. Se pare că o să pierzi Mia. Ce o să pierdă? Nu înțeleg. Elizabeth zice Ok, let's make a deal From both of you Mia and Lauren Whoever comes late Have to do something Ah, ok, bun De deci se pare, fraților Că cele două care au întârziat Sunt Mia și Lauren Și Elizabeth le propune Bă, hai să vedem Cine ajunge ultima dintre voi Trebuie să facă ceva Ce să facă? I, dacă eu pierd și uh, you reach before starting, I will post that picture of mine on my Instagram. Ok, Elizabeth zice, dacă niciuna dintre voi nu întârziați și chiar ajungeți la timp înainte să înceapă petrecerea, eu o să postez acea poză cu mine pe Instagram. Ok, nu știu despre ce poză e vorba. Și dacă tu pierzi, you have to go check that abandoned building and report it to us. Mamă, și dacă voi pierdeți, cine pierde trebuie să se ducă într-o clădire abandonată. Ok. În acea clădire abandonată. O fi că știu, ei, știu ele ceva la clădire abandonate. Not only that, you have to check out each and every room. Nu doar asta, trebuie să te uiți în fiecare cameră. Elise, do you mean you, you will post that embarrassing picture? Ok, deci persoana respectivă zice uh, Elise, o să postezi acea fotografie rușinoasă cu tine, fotografie în nașpa, pe care nu ne a arătat-o? Da, fix acea poză. No way. Mia, she's too damn confident about you losing. Ok, bun, și acum încep să facă chestii de-astea. Bă, ce credeți, băi, și fete? Bă, eu cred că nu o să ajungă, după părerea mea, cred că o să întârzie. Mia, ci că nu-mi pasă, men, sunt aici. Unde? Acum intru în casă. Hopa! Good thing! Lauren is already here. Ce bine că Lauren este deja aici. And the ceremony also started. So that means... Deși că Lauren este deja aici și ceremonia deja a început. Asta ce înseamnă? Că Mia a întârziat sau că Elizabeth trebuie să posteze poza? God damn it. Ok, ok. Mia a întârziat. Deci trebuie să zic că să exploreze clădirea abandonată. Bine, ok, hai să vedem. I'm not covered like you are, sitting in the cozy room ordering others, deși că nu sunt un laș, la fel ca și voi. O să mă duc și o să inspectez clădirea. Hai să te vedem, sora mea. Uhu, spune, te face mișto de ea. Good luck, Mia, să i baftă, Mia. Nadia zice că nu mă simt bine legătură cu chestia asta și zălărevi here. Why tell her to go back and check out that baby when we know about the rumors that do at night? Hopa, Nadia zice și că, bă, mie nu mi se pare corect. A întârziat puțin și de ce să-i zicem să se ducă înapoi și să se uite în acea clădire? Pentru că tot, uh, toate știm care sunt uh, zvonurile. Ok, nu știu care sunt zvonurile. Leave ghosts, there can be dangerous animals we no, there uh, can be dangerous people out there. Deci că zvonurile sunt despre fantome, însă și dacă n-ar fi fantome, poate să fie animale, poate să fie oameni ai străzii. E nașpa. Poate să fie substanțe interzise, chestii de genul. O, Nadia, te rog, îi spune. Bă, într-adevăr, băi, fete, chiar dacă nu sunt fantome într-o cultire abandonată, tot este creepy. Pentru că poate să fie animale, cum am spus și ea, sau poate să fie oameni care vor să-ți facă rău, și ce zic, nu trebuie să fie neapărat fantome. Cei că nu te mai sperea, Nadia. Elizabeth zice yes easy for you to say, Emma, when you are inside your house. Ok, deci persoana respectivă e Emma. Cica ușor pentru tine e să zici Emma când deja ești în casă. E ok, Nadia. Ok, hai că Mia se duce. Băi, și văd, hai de că Mia, bă, știi ce face, man. Ci sunt interesată să merg acolo. Ea și vrea să meargă. Sora mea nu știe dacă e idee bună. Ci că sunteți prea serioase. Este doar pentru amuzament. Ok, hai că am început să merg. Dacă se întâmplă ceva... Uh, bun, deși că dacă se întâmplă ceva nașpa, să sunați după ajutor, pentru că voi aveți o problemă când trebuie să ajutați. Hopa! Pe bune? Nu-mi place chestia asta. Mia, nu uita to watch the ghost. Nu uita să te uiți la fantomele care încă bântuie pe acolo. Ok, face mișto de ea. Ies, in the camera, you get a spooky picture. Ok, bun, Elizabeth zice și să nu ieși de acolo până când nu faci o fotografie horror. Oh my god, deci fiți fi atenți, fi fete, fata asta Lauren spune că, ci că un cuplu de, uh, deci cam asta este legenda locului, că, ci că un cuplu de tineri a fugit de acasă ca să se căsătorească, dar au fost arși de vide de către părinții lor care n-au fost de acord. Una e să nu fii de acord, alta e să îți arzi ar copilul de viu. From then you can see or see from there, and not many people had come for there to give us those reviews. Okay. Deci că și dacă te duci acolo, au sunetele acestor doi tineri care au fost omorâți. Ah, Lauren, stop it. She might be scared. Deci că Lauren, oprește-te. Poate este speriată. Mia zice, deja am ajuns acolo. Mamă, dar Mia asta se mișcă repede. Ci că arată creepy, clădirea este foarte înaltă, nu arată așa de înaltă de la distanță. Acum o să intri înăuntru. O să intri sau ce faci? Fata, oprește-te. Viața ta este mult mai importantă decât niște provocări. Ce că stai liniștită, Nadia. Ok, stăm liniștiți toți, băi, și fete, trebuie să fie liniștită. <laughs> Nadia, de ce nu te duci și tu dacă ești așa de îngrijorată? No, thank you. Sunt mai bine în casă. Of her here. We will be talking to her continuously and we are here if anything strange happens. Ok, ci că nu, nu înțeleg la, la, ce a vrut să se refere. Că ci că parcă erai... Uh, si ah, okay, parcă erai singura prietenă. Ok, ok, guys, I'm up for a ghost and That's not fun, stay with me. Ok, bun, Mia deja este panicată, vă dați seama. Ok, guys, asta este foarte creepy. Ci că deja are un miros de așa gen ceva rotten, ceva putrezit. Ok, și simte așa ceva ca și cum arde, dar na, nu arde. Bun. Și zice, ardere, probabil sunt fantomele și cuplul ăla de a fost dat dispărut. Și oamenii care au fost dat dispăruți aici. Guys, nu o să vă vine să credeți. Este o foarte mare, uh, o foarte mare oglindă într-o cameră și pe ea scrie help me. Oh my god. Cu vopsea roșie. Sora mea, eu aș pleca de acolo în locul tău. Mia, eu aș pleca. Lauren deja se sperie. Ci că dacă ai terminat, ieși deja. Oh, Mia, please. It's going to take a lot to make us believe in falling for the stupid pranks. Seriously guys, I'm not kidding. You better get out of there, uh, Mia. Ok, Elizabeth nu crede. Și că pleacă de acolo. Wait. I saw someone to the people of a door to a room. It's moving awkwardly. This is crazy. Hopa, și că a văzut pe cineva. A văzut pe cineva, s-a uitat pe vizorul unei, unei uși și a văzut pe cineva care se mișcă ciudat ci că ha 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 Mia ce chiar te descurci foarte bine. O glumă foarte bună. Deci ele nu o cred pe ea. Cred că ea face mișto. Lauren e panicată. I just knocked on the door saying if someone was there and just turn around a little bit. Oh my god, it's not a human. it could be some homeless person. The way it's moving is very weird. Ok, deci că persoana pe care am întâlnit-o nu pare să fie o, o persoană, pentru că se mișcă foarte ciudat. Mia, te rog pleacă de acolo. Deci se pare, ei și vede că Mia e acolo în abandonată, Lauren și Nadia sunt panicate pentru ea și Elizabeth și Emma nu o cred, pur și simplu. Mia, please don't mess with us. Ci că nu fă caterincă de noi. Yes, I let you speak us, then it's working. Just take a picture and leave. Ci că fă o poză și, ple și pleacă. Better keep the evidence. For later use for poza. This is crazy mia. Ce pleacă de acolo. Ce ca pleacă de acolo, fără să, fă, să nu faci nicio poza, Fă bau poza. I to come out better, check who that was. Fă o poză, mia. Fine. This is madness. Guys, I swear you look at me. Băi, ok, că mi-a mi, -a, mi -a minte. De ce nu faci o poză? Fă, bă, o poză. Deși că am auzit un sunet așa de respirație foarte aproape de mine. Fă o poză, sora mea. Dacă e cineva acolo. O să ies de acolo. Fă o poză. Good. Be quick. Zic că toate drumurile sunt pierdute. Cum adică lost? Cum adică pierdute? Și că nu mai pot să mă întorc, pe unde am venit eu, parcă nu mai există drumul ăla. Ci că da, este un loc mare, dar trebuie să găsești tu... Uh, o cale prin care să ieși de acolo. Guys, I swear she, she's just uh, messing around. Deși că, fetelor, stazi niștite că 100% ea doar face caterincă. Bă, și eu ok cred că face caterincă. Nu știu ce să zic. Wait, no, I can't find my way, God is terrifying. Să-mi ți mai ar. Bă, voi credeți că vorbește pe bune? Eu nu cred că vorbește pe bune. Ci că aud pași, aud vorbe, aud chestii. Ci că parcă sunt înconjurată de ei. Cum adică de ei? Ci că dacă faci mișto de noi, nu o să fie bine, Mia. I just te to -i wish și just... că aș vrut să-l glumez, dar nu este niciun prank. Pare prea creepy ca să fie real. Am găsit un hiding spot, un loc în care să mă ascund. But the wizards is getting close. prin someone get me. Vă rog să vine cineva să mă ia. Hai că da, vine cineva să te ia. Ci că da, gata. Gata mi ia. I'm sure if we get to help she just jump out and uh, laugh. Dacă, ci că 100% dacă mergem acolo o să o ajutăm, ea o să ne facă un scare. O să sară de acolo și o să râde de noi. Ci că nu cred că mi-a... I'm going to get you. Oh my god! Nadia și Lauren se duc acolo. If you are really in trouble, call the cops. Sună la poliție. But I'm sure you are not doing that. Because it's all fake. Ea crede că totul e fake, Emma. Dar Nadia cu Lauren se duc acolo. Ci că nu glumesc, jur pe viața mea. Ok, bun, deci bă, uitați-vă face Elizabeth și Emma nu cred, dar astea două o să se ducă O să se ducă înapoi Ok, suntem aici, Mia, spune Te rog, țipă sau ceva de genul Ca să putem să venim, ai sunat la poliție Mia? Oh, gata, ce se întâmplă? Lauren, you go the side I will be going towards this side Ok, fine Mia? Ce că s-au despărțit Unde-i Mia? Guys, do you still not get it? Ce că nu vă dați seama? E un prank. Bă, nu știu să zic dacă e un prank sau nu. Ce că dacă este un prank, chiar o să fiu supărată, zice Nadia. Lauren, ai găsit-o? Lauren, tocmai ce ai țipat? Opa, a țipat Lauren. Ce că toate, toate sunteți parte din acest prank? Bă, și dacă fac toate trei un prank, dar nu cred, bro sunteți foarte bune la el și că nu este o glumă, lor în tocmai ce a și nu pot să o văd. Și mi a, dispărut, nu pot să o găsesc. Ok, bun. De deci se pare că și e asta s-a dat pe brază și sună la poliție. Și că aud răsete. Și că mi-a spunea adevărul. Vine, uh, vine poliția. O să ajung acolo în câteva minute. Opa. I blame both of you for this. Fără să să I don't domnul Oh my god, Nadia s-a supărat pe că e doar vina voastră. Prima dată ați provocat-o pe aia să facă chestia asta, după n-ați crezut-o. Și că asta e fain de vedere, fain de și word multiple times. Și uite, dă vina pe Emma și zice, Emma, n-ai zis tu că o să fie acolo pentru ea? Și că pare rău, prea târziu. Și că nu credeam că este serios. A ajuns poliția acolo, Nadia, te rog să le răspunzi. Spun că nu, pot, că nu pot să te găsească. Guys, please, Nadia, te rog, răspunde. Oh my God. Oh my God, băi și fete. Mia, Lauren, Nadia, anyone, God, no. Oh my God, băi și fete, toate au dispărut. Voi credeți că pe bune au dispărut sau a fost un prank? Guys, please, sorry, Nadia. Mia, loră, oh my God, toate au dispărut. Băi, eu nu știu. Voi credeți că a fost pe bune sau că a fost un Prank.